Cum te cheamă? Ioan. Îți place să umbli cu turmele? Îmi place. Câți ani ai? Noapte bună. Și-am fost un cioban la oi, m-am culcat pe-un pat de flori, cu capul pe-un moșeroi, cu ochii țânte la oi. La, 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 la. Al vostru, măi, că și el e os de șoban. Mulțumesc, mulțumesc. Eu te-l congrediu, măi. Rede, măi. Să crească frumos ca măsa. La mulți ani, Irinoțos. Apoi să ne trăiască până să mântuie vinul în țara Moldovii. Așa, așa e. Să-l pice de 10 ori pe zi norocul și cu proștii să se întâlnească numai în rai. La mâncare! Să aibă parte de cârmuitori deștepți în capul țării. Amin. Ia uzi, nepoate, cum picură vremea, ca vinul cel vechi. Thank you.
asta, da zumăse. Hai, Cârlani, hai! Dă-te încolo. Trece la condică pierit. Dăm oile mâine. Treci de seară să iei hârtiile. Ce să fac cu ele? Eu ce am avut de zis, am zis. E ordin de sus, de la Raion. De sus, de jos, de unde masa n-o fi, eu unul nu dau nimic. O să le duc Sava atunci. N-are decât. Ei? Pe mine om bun mă cheamă Lia. Lia lui nu cu ciobanul. Știu. Pe aici s-a tuns un cap, îl cheamă... Aleluia, îl știu. Sava, al lui Milțu Ciobanu. Mie burtă îmi zice. Burtă mocanu. Ori mocan, ori cioban, tot una e. Suntem ciobani din neam în neam. Tot satul e os de cioban. Să băgăm turma sub cuțit, noi, cu ce rămânem? Cu numele și cu dosul, cu aia. Așa-i, tovarășul președinte, așa-i. Ce crezi, mai Sava? Eu cred ce văd. Aia cred eu. Și ce vezi tu? Ce vezi, mata, aia văd și eu. Duci turma. Măi, oameni, n-avem cu ce hrăni oile. Fără pășune n-avem nici lapte și nici miel la primăvară. Așa-i, că nici berbecului nu-i arde dragoste cu mațile goale. Dacă ți-am minte, acum vreo 5 ani, știi, baciu, am fost după fân la Nistru. Pe Nistru e pășune multe, băi. O fi, ordin e ordin. Diseară vii la cărbuiere. Tovarușii de la gazetă. Andrei Gruia. N-avem noi mutre de pus în gazetă. Serios? Apoi de. Se mai pare. Hai, Trofime! Hai, Trofime! Bai, Trofime! S-am dat odată, vrei. Ce mai vrei? Noi, bă. Nu mă țin, îmi fac datoria. Vrei să ne tragi în poză? Tot ce e posibil. Și cât ce e chestia asta? Nu iau nimic, mă plătește ziarul. Ne scoți pe dai boși? Absolut gratis. Bia, măi!
Шере, дай дрова. Чобан ла курч, шла гаїно рашене. Сауду своїле ностре. Мой бурта, треть на пресединте. Вам треба. Ще бачи коло лунг. Чобанов Фаревой, Кадунаря Фара. Ланистру, есть улок, поен ли роши изичи? Ярба, берекет, граса, мой сус, дедженунки. Адучим кыштиг интроид, шинентуарчим кутурмеле тефери ла ярны. И улокур лечели лешти убини, а май фос пяколо. И треба лунга ич, укуркаты. Trebuie scris la stat, să ne dea statul permis la mână cu ștampilă pe el. Să fie bun statul, să mai gândească și cu capul nostru. Că nu o să zică ba. Așa e, tovarăș președinte, așa e. Că dacă nu mai ține statul și cu noi, cu cine să mai țină? Faceți cum știți că e mai bine, mai. Că de răspuns om răspunde împreună. Așa-i, tovarăș președinte, așa este. Dumitale, nu ți-e tot una ce scrii? Vezi, mata, am și eu obligațiile mele. Câteva rânduri despre dumneata, despre ciobanii din Călimană. O iei peste deal și ești aman bine la autobuz. Până la oraș avem un drum, așa că... Noi la oraș nu mergem. E vreun abator mai pe aproape? Mai rabdă el abatorul, că nu suntem măcelari, taică. Suntem ciobani de meserie. Poate mă luați și pe mine? Moșeluță. Fata moșneagului? Bă, bă. Ha, păi că nu o fi a mea, taică. Bă, bă. Thank you.
Alo, tovărășică! Cum te cheamă? A, ești mută. Un moment. A, așa. A, a. Ai înțeles? Alo? Ne rodim la toamnă, moșiluțe? Uite, șerparul ăsta e plin. Îi fac viață de creițe. Casă nouă facem. O dau la școală, la oraș, mai sau. Are minte. Așa a vrut și mă să Dumnezeu să ierte. De la oraș? Se întoarce ea setulă și de carte, și de dragoste. Îți găsești o muiere. Ți-o fur. Nu am mai fur, mai sau mai... Na, ține. Orașene, mata știi limba măgarului? Deocamdată nu. Ia că vezi, măgarul știe, dar mata nu știe. Uite. Dacă vezi, ești teribil, Sârghe. Așa zic și eu. Ce nu vrei să spui cum te cheamă? Ah, am înțeles. Te cheamă Ioana. Îți place să umbli cu oile? L-ajut pe tata. Și mai câștig și eu ceva parale. Dar cu școală? O lună. Mai mult nu pierdem. Noapte bună. Twist and stop and twist and stop and dancing party tonight. Twist and stop and dancing party tonight. Ce stai, mă, cu cudulile la soare? Ce n-ai obraz, bă? Everything is alright and everyone feels falling fine. Then I can shout it tonight. Oh, I did it for a good boy. But beautiful boy, boy, boy. I'm gonna do a bleeding boy. The dance is deep to the divine. Tate! Tate meu! 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 Tate
de coșmar. Că n-o fi dat strechea în ele. Mai degrabă dă ea în noi pe zăpușala asta. De aici nu se mai mișcă. Slihnite de foame. Până la pășune e muse. Moșeguță? Și-a pus ochelare să vadă microbul. Gură, bă! Microbul fără ochelar nu se vede. Mare lucru dacă ciupeau șele nițică lucerna acolo. E lucru de pușcărie. Lucerna nu e a noastră. Ești bărbat tare, orășene. La vedere, pare vin cu apă pe din două. Dar ești voinic. Apă vrei? Iaca, vezi, orășene? Te-am și botezat, cioban. Sub conducerea înțeleaptă a Ioanei. Da? Eu sunt cioban. Păi, dacă am făcut-o cu măsa la târlă... N-ai niciun pic de oprastată. Umbli cu tot felul de... La școală vă uitați până și în fundul buricului, dar aici o faci pe neznaiu. Ioana. Ioana? Matador din Călimana. Ce e matador? Aia de se luptă cu taurul. A nebunii. Ba nu, mușiluță. Aia sunt niște oameni piteși. Ascultă aici. Corida. Începe corida. E liniște. O liniște de moarte. Nemișcat. În vestmântul său galben, matadorul pare a fi tăiat în piatră. Fixându-l cu ochii să injetați, taurul negru stă în fața lui Alvarez. Toro. Toro! Toro! Taurul ca un fulger negru se aruncă spre toreador. Buiesc tribunele! Taurul a mai încercat o mișcare, picioarele s-au frânduse refuzând să-l asculte. Alvarez aclamă tribunele nebunite. Bravissimo! Bravissimo! Și mai departe. În timpul acesta în graș plângea un băiețaș. Fusese ucis Amango, taurul negru, prietenul cu care hoinărise împreună pe dealul prin băi. Păi bine, măi, tovarășe! Hoții ziua la miaza mare, măi! Ce ne e pe noi așa brecuscre, ha? Nimeni nu s-a atins de lucernă. Cum așa nu s-a atins? Uite așa, nimeni nu s-a atins. Aveți noroc. Mi s-a părut de departe. Dar de ce strigi neică la oameni degeaba? Se poate, ai? Cer scuzare, tovarăș, dar știți, răspundere. Răspundere la tot pasul. Pe mine Turculete mă cheamă. Brigadier șef aici în colhoz. Auzi, brigadere, ne dai o țâră de lucernă. Măsurăm 50 de metri și-ți dau chitanță scris, ori bani gheață. Cum vrei, matale? Nu pot. Cine poate? Președintele, locțiitorul. Mergem la președinte. Nu e, e plecat. Locțiitorul? Stau o țăr la racoare, fura săracul. Păi bine, mai frate, are gospodăria asta om în capul ei, ori n-are.
Păi se întoarce președintele. Eu răspund de toate. Păi de, atunci comandă. Fără președinte, nu dau un cap de ață. Eu cu capul răspund. Aia e. Capul e ca să gândim cu el. Măi, și-a trarilor, măi. Ia cărați-vă de pe moșia noastră. Mai repede. Cum, băi, fecior, că nu-i moșia mătii. Bine, moșule, bine, bine. Pe asta l-a făcut măsa toamna. De unde știi, bă? Proștii făcuți vară să mai zâmbăreți. Brășene, ia scoate o bucată de hârtie curată. Scrie. Dată de Baciulie Cruntu, din satul Călemana, colhozul Patria. Precum că a păscut cu turmele 50 metri de lucernă, azi, 28 iulie, 1964, după amiază. Ce vrei să faci, Vălie? Să satur oile odată la 10 zile. E lucru de pușcărie, mă. Dă-o-n marș să cărupim cuiu. Călcăm legea, măi. Atunci n-am nevoie de așa lege, care pune oile să piară. Iar pe Turculete îl face tare și mare. Zi. Pentru toate astea, răspunde Lie Cruntu. Lie, eu pot semna? Nu, n-ai dreptul. Ești străin de turmă. Tată, poate și noi. Cu legea nu se face șagă. Moșiluț. Păi, mă ta pe mine minte să nu mă înveți. Măi, orășene, ia-ți catrafuțele și cară-te de aici. Așa, cu frumușelul. Lasă stei dacă vrea. Numai minte să nu ne înveți. Ce-am las voi cu petiții? Să-i care vreo câteva peste bot să-l pupi măsă rece. Nu pot. Păcat. De aici măsurăm. Mălie, eu nu mă bag. Legea-i sfântă. Turma ta o pasc eu. Opriți-vă, băi! Că iese cu bocluc! Brr. Mă, dați-vă înapoi! Dați-vă înapoi că tragem! Voi ce n-auziți, mă? Trage! Tovarăș brigadir, moarte de om pentru niscaiva lucernă. Ursul înapoi! Degeaba ai tras, măi, Turcălete. Mâna asta mi-a luat-o neamțul mai înainte. Lasă, miliția o să ne descurci. Miliția. Mergem noi și la miliție, n-avea grijă. Băi, Sava, t-ai rămas basma curată. Du-și turm la păr, mă întorc eu. Porniți eram eu, vă ajung din urmă. Mergem. Nealie, merg și eu. Stai pe loc. Înapoi, bursuc. Înapoi. Înapoi.
Cel pe șlep și într-o noapte ajungem la destinație. Curios. Putem conta pe dumneavoastră sau nu? Foarte curios. Asta e unica ieșire pentru noi. Stimabile, ce zi e astăzi? Duminică. Ce înseamnă asta? Poporul se odihnește. Și eu? Corabia lui tata nu e. Ne mai lipsește potopul.
Alo! Hai! Alo! Mișcă! Măi, orășene, la oi nu se zice alo, se zice brr. Mulțumesc. Brr, brr. Sârghe, ia cântă ceva, poate să face o țără mai cald. Hei, multe drumuri am umblat-o, multe fete am sărutat-o. Bârpotai de aici. Ei, multe fete am sărutat-o, și pe toate le-am uitat-o. Votul pisicii ai sărutat-o, măi, Sârghe. Orășene, orășene, o să mor de frig la noi. Nu mor eu, sunt băiat călit. Ține! Mulțumesc, mă, cu ce rămâi? Mai am unul. Bine. Te-a învățat, Sârghe, să tragi cu harapnicul? Încă nu. Poate îl înveți tu, ha? Mișcă! Mișcă! Ai înțeles? Ei, na, m-ai dat gata, m-ai făcut tămâie. Da așa ca mine poți? La toamnă, o ia Sava de nevastă. Moare după ea. De unde știi? Știu eu. Noroc, orășele! Nalie! Noroc, Nalie! Te așteaptă băieții cu sufletul la gură. Umărul te mai doare? Fleacuri, o zgârietură. Și cu miliția cum a rămas? Nebunul cel de turcalete s-o plâns că am vrut să-l ucid. Milițianul bacălaie, baibălaie, ba hai să o luăm de la capăt. Am văzut de cum se treaba și am ușchit-o pe fereastră. Să nu-ți facă mizerie ăștia. Da, le-am lăsat o țidulă scrisă, că mă întorc cum se termină sezonul. Dacă o fi nevoie. Hai, Nelie, mergem. O să bucure ciobanii grozav. Nu, acum nu se poate. Vă bag pe toți în belea. Ies atunci când sunteți partași la fugă cu toții. Că mă ascundeți. Până să limpezesc capele, mă aveți de veșin pe aici, pe aproape. Bine?
Slujbă la miezul nopții? Aici stai schitul lui Moș Luță. Cu mulți ani în urmă, aici s-a cununat Moș Luță. Ea împreună sub pătrăfir călugărul din schitul ăsta. Cristine a murit la nașterea Ioanei. Era după război atunci. Foame mare și nevoie la tot pasul. Era frumoasă, Cristine. Ioana-i seamănă leit. Orășene, de azi înainte să scrii cașul și urda la condecă, că tot ești mătea o țiră de scriitor. Și apoi să nu mai creadă lumea că mănânci pâine de pomană la masa asta. Lasă omul în pace. Mănâncă. Mănâncă, mănâncă. Scrie la Călemana să ne trimite mașina tot acum, să ne ia producție. Ne-am înțeles? Da. Bine. Ia uite încolo. Ce caută zânatica asta de fapt? Iarba cucului. O smulgi cu dinții și o arunci în foc. Așa fac fetele mari la noi. Ci că noi dorim să nu se împlinească pe urmă. Îți place? Asta e invenția mea proprie. Zăucă. Perpetuum mobile. Ce zici? Perpetuum mobile. Modelă, modelă. Neaburtă, mă înveți și pe mine, a? Du-te la Ioana, are oi mai puține. Moșiluță! Eh, hai că vine! Hai, așa. Unde te uiți? La mână uită-te. Văd că-ți pare lucru ușor? Nu, dimpotrivă. Lasă! Lasă că sperii oaia degeaba și te mai sperii și matale pe deasupra! Copăcel, orășine, copăcel!
E, ți mai dau una? No. Merge, mă, merge struna. Ei, cum te simți? Orășene, dumneatale e pe mine să mă asculți. Eu fac din matale cioban. Auzi? Să mai fi ascultat și pe alții. Mai crapau câteva oi, dar nu intra el în bucluc. Nici pe alții nu-i băga. Las că nici noi nu scăpăm ieftin în chestia asta. Ai să vezi ce bucurii ne așteaptă. E rău. Băi, Sergie, de ce spuneți voi lui Sava aleluia? E o poveste veche. Când a fost mic, umpla după popa cu cadelnița, strângea parale. Uite așa. Aleluia, aleluia, cu mâna în strai staltuia. Doamne miluiește, Doamne miluiește, popa prilipește. Amin, amin și-un par cu vin. Să-l pe Sergie la pantaloni. Mi se pare că suzi. De ce? Mai Sava. De ce? Ca să te faci tu, bă, Sergie, bărbat. Bărbat, dar nu. Muiere cu berneveci. Ala-i bărbat care are punga plină și putere de taur. Uite așa. Lasă-mă. Lasă-mă. Du-te încolo. Ia încearcă și matale, orășene. Poți așa? Hai! Matale, poți așa? Ce vrei să faci cu ea? Aoleu, bă! Bagă de seamă să nu trape rânza, mătăluță! Lasă-mă! Dă-mi drumul! Ia nebunii, măi! Ia nebunii, măi! Thank you.
al nostru, măi. Are gustul soarelui, bă. Să nu uit, bănică, o scrisoare pentru dumneata. La toamnă, când vă înturnați, vă face pe toți miniștri. Berbecii parcă-s de la sanatoriu, bravă lor! Ia lămurește-mă cu președintele, că nu le cam pricep eu. L-a chemat la raion. Și-a vorbit cu el, și-a vorbit. O, fost să-l cam scoate siriacul. Are nacazuri omul, din cauza noastră. Vedeți? Și altceva? I-am zis eu una bună. Tovarășe președinte, zic, mai bine să pierzi cu deștepții decât să câștigi cu proștii. Băi, lume, băi, dați-mi l pe Lie în coa, că am mare chef să-și înstesc cu el. Lie, o fi rămas în sat cu ploaia asta. Acum, du-te și tu, că ai să te înfunzi și nu mai ești o săptămână. Oh, rămâneți cu bine. Dacă o țineți tot așa, la toamnă vă întâlnim ca pe generari. Tot drumul numai flori. Hoza, Filipu, oh! Floare multă numai la mor se cheltuiește, băi. Trăiască burtă întâi, regele cârlanilor. Sărăcuțul de mine. La revedere, băi. Drum bun, Zanfirică. N-am văzut ploaie de astă primăvară. Тебе не холодно? Не было такого дождя с самой весны. Super. Eu sunt fată mare de acum. Bună de maritat. Să nu jucuiești cu mine. Ce cauți, moșiluță? Pe dracu, un praznic. Ce te chinui, măi, Sârghe? Să-i fi dat Ioane să-i cărpească. Păi eu sunt om cu obraz și nu-mi dau pantalonul pe mâna fetelor ca să mi-l cărpească în fund. Păi ele pentru asta-s făcute, să ajute în toate bărbatului. Ești prost, măi, Sârghieș. Poi fi, dar pantalonul pe mâna lor nu-l dau. Măi, zgârie brânză, dă-vă două lumânări din cele care le ții tu pentru orașan. Iar te duci la schită, ai? Bine, moșiluță, și mă ta crezi că există Dumnezeu pe lumea asta? Pentru tine, mai Sârghe, poate că nu-i și nici nu trebuiește, că ești tânăr, că poți și ai o viață de trăit. Dar eu mâine, poi mâine mor, dau ortul popii. Și dacă este, dacă dau de el sus acolo, ce mă fac eu? Pe unde scot cămașa, Sârghi? Ha? Ia de lumânările. Încoace, încoace. Ce-i cu oile astea, Nalie? Stena lui Sava. Proprie, de furat. Bine, dar ce face cu ele? Le vinde, le îngrașă bine și le scoate la târg. Hai, mergem. Bravo, Sava.
valoare e unde? Nu, așa e mai frumos. Uite, vezi? De când am venit aici, n-am mai crescut deloc. Mai, Sârghe, bagă de seamă. Omul deștept crește foarte greu. Sârghe! Ce-i? Ți s-a făcut dor de mine? Băi, Sava, ce-ar fi să pui la loc oile, a? Care oi? Alea din pădure. Căția de pândă. Gura! Le pun eu. La seba de oaia strângă, ila, 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 și vin o bădiță lungă, ila, ila, ila. Lungă și-n poieniță, ila, 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 ca să-mi dai ba de guriță, ila, 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 ila. Ilai, 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 ilai. Nu cânta așa duios, Ioana, că mă tem să nu facem nuntă curând. Care pune rămas așa cu mine, că eu mănânc cu două linguri deodată? Nimeni. Prite, așa mă chinuiesc eu de mic, măi orășene, tot cu una mănânc. E lungă și-n poiniță, ilai, ilai, ilai. Ca să-mi dai ba de guriță, ila, 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 ila. Ai pus la loc oile? Ce să pun? Cum ce să pui? Oile. Care oi? Du-te și le caude. Lasă hârtiile acolo! De asta n-o vrei? Vezi, moșeluțe? Da, uite aici, Sârghe. Umblă cu bârfă. Scrie pâră pe noi. Pe lei l-a îndemnat la rău. Acum vrea să mă bage și pe mine. Cu mirinuța merge, bă. Și de la lucrul l-au dat afară. Scrie aici. Uitați-vă. Da, eliberat ca absent de la servici. Absent. De nimic nu ești bun, mă. De nimic. Ai furat 6 oi, Sava. Ai promis să le pui la loc dimineață. Minți. Minți. N-am zis nimic. Ai furat 6 oi, Sava. Martori ai? Nu. N-am. Atunci să nu mai scrii bazaconii. Și acum ascultă-mă. Eu scap aia de moarte. N-a crăpat. E a mea. Eu am scapat ajuntul și nici statul. Când o să-mi plătească mie statul pentru munca mea. Pentru că pătrezesc aici, în câmp, atunci să-mi pune funia în gât dacă mă prinde cu furatul. Eu știu ce e al meu. Știu. Ce vrei? Ce vrei? Lasă, bre, omul în pace. Vine Elie și le descurcăm noi pe toate. Bună! Că te pocnesc! Să nu te pui cu mine, că nu știu de șagă! Moșiluță. Stați jos. A bătut bruma. S-a dus vara, Ioana.
Gata, fetico, și pune niște vin să fiarbă cu chipieri roșu. Auzi tu, nunuță? Lasă că s-a dus în sat Andrei după doctorii. Tot amul vine înapoi. Bine. Moșiluță, cum te simți? A, burtă? Vezi drăcia asta mititică? Cântă în 10 glasuri, dar tu ești mare și gros și cânti aghec cu unul. O învăța eu. Ei, pe dracu. Mai e nou pe la Călimană? Face lumea vin. Moșiluță, ți-am adus. Și altceva nou? Au început nunțile. Hai acasă, Moșiluță, hai acasă. Să-ți iei barfele și stecare. Tot amul. Nu. Dă-te la o parte. Ce te ții așa cocoșmă? Salvo! Salvo! Oprește-te, Salvo! Măi, Sava, nu mă băga în păcate, auzi? Du-te. I-am înșuguit. Am vrut să-l sperii. Mergem, deșteptule. Nealie a venit! Noroc, noroc! Noroc, Lie! Noroc! Nu te-ai prăpătit! Sava, ia oprește! Azi mulci toate oile tu, singur. Păi, eu am glumit. Am vrut să-l sperii. Singur. Pe toate. În genunchi le mulci. Ai înțeles? Cheamă-l pe Sava. Dă-l naibii. Eu pe mine nu mă iert, dar minte pe alții. Bărbatul, dacă nu e măiărușcă, răspunde pentru toate singur. Așa știu eu. Așa e la noi. Cântă, burtă, să scapere. Și tu, Zamfire, să joci, să fii chef la noi. Că asta e viața. Să mor de dragul ei și să strivești jăgodea cu vârful cizmei. Oof, come on.
sfârșit, bărbătește. N-avea din paharul meu. Eu beau, Lie. Beau. Dar nu uit. Cum crapă de ziua, pornim spre Caremană. Dă-mi un fum. Nix Farstein. Păi taică mi-a fumat ca un turc și-a trăit 102 ani. Numai că el nu trăgea la masea ca mătăluță. De ce și-a trăit așa de puțin? Dama ta, moșeluță, cât ai de gând străiește? Păi cu chiștocul ăsta a tău să știi că schimb suta. Ioane! Vino-n coace. Ce vrei? Ia uite, ale tale. N-am nevoie. Lasă-mă! Lasă-mă! Nu te temi, Ioana. Lasă-mă! Nu te temi. Nu te temi. Ia uite. Uite ce frumos îți șade. Uite. Uite! Ioane! Ioane! Ce-i asta? Ploaie. Asta e portretul dumitare, eh? Să știi că seamănă. Unde-i Ilie Cruntu? Să-mi crapi ochii în șapte dacă l-am văzut. Cercetează locul. Înțeles. Nu-i nevoie doar, maior. Dumneata ești Ilie Cruntu? Da. Iscălește aici. Mandatul de arest, da? Nu numai atâta. Îmi ești dator 2,03 ruble copeici. De ce chestie? Când ai să mai sar pe fereastră, fii atât de bun și nu sparge geamul. Cel puțin geamurile miliții. Mergem? Nu. Nu. Trebuie să mergem. Poate că duc oile la Călemana. Pe urmă trec la voi, la miliție. Trebuie să clarificăm chestiunea. Chestiunea asta trebuie lămurită. De ce să mai lămurești, că ai lămurit totul? Tovarășe maior, ce te supere așa? Poftim. Uite ce. Cum ajungi la Călemana? Să te prezinți la miliție. Asta e tot ce pot face pentru dumneata. Așa. La dreapta un pic. Încă. Așa, înapoi, la stânga, așa, capul, invers, mâna, așa, un moment. E cam banal, dar e foarte frumos, să știi. Ajunge? Mhm.
Tata a zis că plecăm mâine la Călimana. Vii cu noi. E timpul să mă întorc la oraș, Ioana. Ioana! Ioana! Ce-i cu tine? Te-ai săturat de noi, da? Vine iarna. Cucoarele s-au dus, berzele s-au dus, amu ne ducem și noi. 7 ierni aș da pe o vară, vorba țiganului. Fă-ți sanii la iarnă și vin un deal cu noi. Până îndrăghi o sanii, să faci iar vară mai sărghi. Atunci dă-te cu fundul. Te rac. Stingeți focul, băieți. Hai, moșeluță, hai că am rămas ultimii. Măi, orășeni, cine știe când mai vin eu pe aici? Ci că mărimea zilei s-a riscat din rotirea pământului. Așa-i. Așa-i, moșeluță. Prea repede. Prea repede se învârtește pământul. Doi, 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 doi.
No.